dragii bunicuței dragi! Începând de astăzi, m-am gândit să citesc nu numai povești pentru copii foarte mici, ci să mă adresez din când în când și celor mai mari. Sunt sigură că și aceștia sunt dornici să afle povești despre lucruri, fenomene, obiceiuri și tradiții ale oamenilor de pe planeta noastră. Voi începe cu povestea timpului și istoria și evoluția unui obiect foarte interesant întâlnit în toate casele, și anume ceasul. Ei, dragi bunicuții dragi, se spune că de mult, tare de mult, acum 4568 de miliarde de ani, veșnicia s-a îndrăgostit de bătrânul și înțeleptul univers. Țineau atât de tare unul la celălalt încât căsătoria lor a fost pecetluită pentru o eternitate. Unirea lor a fost sărbătorită cu mare fast și de atunci miliarde de stele împodobesc întunericul precum licuricii nopțile de vară. Atunci a luat naștere și galaxia Calea Lactee, din care face parte și sistemul nostru solar, alcătuit din planetele pe care, bănuiesc că deja le știți, Mercur, Venus, Terra, adică Pământul nostru, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. Curând, veșnicia a născut un fiu, pe numele lui Timpul. Un copil cu totul și cu totul special, cu ochii albaștri ca topazul. Și fiindcă timpul trebuia să crească și să trăiască ocrotit de întunericul nesfârșit, universul i-a dăruit o planetă albastră, planeta Pământ. Doar aici oamenii vor avea noțiunea de timp și vor fi preocupați mereu de timp. Aici timpul a fost și este privit din trei perspective: trecut, prezent și viitor. Aici timpul este iubit, hulit, prețuit, urât, cercetat și chiar fixat. Da, copii, de milenii oamenii au fost preocupați să măsoare timpul în diverse moduri. Nu știm însă cu exactitate când a început istoria ceasului sau câte mii de ani au trecut de când omul a observat că poziția umbrei făcută de un copac sau chiar de el însuși se schimbă de mai multe ori în timpul unei zile, în funcție de poziția soarelui de pe cer. Dar știm cu siguranță că un băț înfipt în pământ a fost primul ceas al omului. Exemple de instrumente de măsurat timpul care includ urmărirea mișcării soarelui cu cadrane solare au fost descoperite peste tot în lume, de la Roma până în America de Sud, la Incaș, în Grecia antică. Timpul era calculat câteodată după lungimea umbrei lăsate de uriașe coloane și măsurată în pași. De unde și un personaj din comedia Broaștele de Aristofan care zicea: când umbra va avea 10 pași lungime, să vii la masă. Primul ceas acreditat a fost obeliscul. Acesta este un ceas solar inventat de vechii egipteni cu aproximativ 3500 de ani înainte de Hristos. Obeliscul folosea lumina soarelui și umbra pentru a putea arăta în ce moment al zilei se aflau. Următorul pas în evoluția ceasului este clepsidra. Prima atestare a acesteia datează din anul 1328, într-o pictură a pictorului italian Ambrogio Lorenzetti. Primul ceas public a fost construit la Milano și așezat în piața orașului în anul 1335. Până în secolul al XIV-lea, în casele oamenilor nu existau ceasuri. Da, cum ați auzit. În Anglia existau oameni care băteau un geam sau în ușă să te trezească în ce perioadă a zilei aveai nevoie. Ei se numeau a knocker up. În 1510, un lăcătuș german pe nume Peter Henlein inventează ceasul de buzunar. Acest ceas însă avea doar o limbă. Da, cum ați auzit, doar o limbă și arăta doar ora, nu și minutele. De asemenea, nu avea geam de protecție. În anul 1577 este inventată și limba ce arată minutele. Aceasta a fost inventată de către Jost Burghi. În 1787 este inventat și primul ceas cu alarmă.
Inventatorul lui se numea Levi Hutkins. Singurul defect al ceasului era însă că suna doar la 4 antemeridian. După ani și ani de evoluție, în zilele noastre putem găsi diferite tipuri de ceasuri, cum ar fi ceasul solar, clepsidra, lumânarea gradată, ceasurile mecanice, ceasurile electromecanice, ceasurile electronice, ceasurile atomice, de perete, de buzunar, deșteptătoare, pentru scufundători, pentru șah, pentru piloți și chiar și ceasuri astronomice. Dragi bunicuței dragi, sunt sigură că de astăzi înainte știți mult mai multe lucruri despre ceas și despre evoluția lui de-a lungul timpului. Lucruri pe care mulți copii poate de vârsta voastră nu le cunosc. Până data viitoare, fiți curioși și bucurați-vă de fiecare descoperire. Vă iubește bunicuța!